Observ încă o dată călăuzirea Domnului despre cei din vale, voi citi câteva versete, Daniel, capitolul 3, pagina din Biblie 860, de la versetul 1 la versetul 18. Împăratul țară a făcut un chip de aur în al de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, înțenutul Babilonului, Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cărmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpetenile ținuturilor ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci dregătorii, îngrijitorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernici și legiuitorii, judecătorii și toate căpetenile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul nebugat nețar. S-au așezat înaintea, chipului pe care îl înălțase nebugat nețar. Iar un crainic a strigat cu glas tare. Iată ce vi se poruncește popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei ale utei, saltirici, și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu față la pământ, și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul nebugat Oricine nu se va arunca cu față la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, saltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu față la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl lăsase împăratul nebugat de țară. Cu prejul acesta și în aceeași vreme câțiva haldeieni s-au apropiat și au părut pe iudei. Ei au luat cuvântul și au zis împăratului nebugat de țară, să trăiești veșnic împărate. Ai dat o poruncă după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, saltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine echipului de aur. Și după care, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei cărora le-a dat în grijă treburile ținutului Babilonului și alume Shadrach, Meșac și Abednego. Oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc Dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Atunci nebucat nețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Shadrach, Meșac și Abednego. Și oamenii aceștia au fost aduși înaintea, îndată înaintea împăratului. Nebugat ne a luat cuvântul și le-a zis, în adins oare și drac, meșac și a neco nu slujiți voi Dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata. Și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Și drag Meșac și Abednego au răspuns împăratului nebugat Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru care îi ai slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărate. Și chiar de nu ne va scoate. Să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Amin. Vă invit cu prețuire să ocupați din nou locurile și cred că din nou merită să spunem pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, lăudat să fie Domnul. Azi dimineață, pentru cei care ați fost prezenți, am vorbit despre credința adevărată și cum arată credința adevărată, pentru că înainte să vorbești de îngăduință, de toleranță. Trebuie să știi ceea ce crezi. Numai că după ce ai identificat credința adevărată, ai intrat în credința adevărată, urmează și testarea acestei credințe. Iubiții mei, Daniel capitolul 2 se încheie foarte pozitiv. Împăratul a înălțat pe Daniel, versetul 48, i-a dat daruri multe și bogate, i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului, și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. 49. Daniel a rugat pe împărat să dea grija treburilor ținutul Babilonului în mâinile Şadrag, și a drag, meșac și a Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Vedeți, dumneavoastră urmează botezul, flor, fotografii, entuziasm, Biblie nouă, poate ți-o mai semnează și pastorul. și parcă totul merge bine. Și aproximativ 15 ani, Totul a mers bine pentru oamenii ăștia. Job bun. Poziție extraordinară. Erau oameni cu vază, erau printre înțelepți, apreciați, aplaudați. însă astăzi vreau să învățăm un prim lucru. Credința nu este niciodată răsplătită până când nu este întâi testată. Credința nu este niciodată răsplătită până când nu este întâi testat. Eram la școală, făceam integrale, derivate, radicali, ridicare la putere și toate celelalte operații din matematică pe care le cunoașteți și voi foarte bine. Noi puteam să ne leudăm că știm matematică. Însă în momentul când venea profesoara sau profesorul, spunea, scoateți o foaie de hârtie. De parcă n-am fi știut că foaia e de hârtie. Mai și accentua. Să bage panică noi. Iubiții mei, Știți, noi ne putem lăuda că suntem în credință, că avem o credință extraordinară. Însă în Valea Dora se vede credința ta. În Valea Dora se vede cu adevărat credința ta. Vreau astăzi să ne uităm la trei oameni și să învățăm ceva de la ei. Știți ce vreau să învăț de la ei? Înainte să intru în mesaj, mai spun un lucru. E diferență între a fi singur și a crede că e singur. E diferența între a fi singur și a avea impresia că e singur. Erau acești trei tineri veniți din Israel, luați ropuri, cel mai probabil cu forța, duși într-o țară care nu era a lor. Și ce a vrut diavolul să facă cu ei, vrea să facă și cu voi astăzi, să ne pierdem identitatea și să ne contopim cu mulțimea. Cu valul, cu religia Babilonului. uitați aici, e doar o prefațare a ceea ce va urma la final. Un guvern mondial, o monedă mondială și o religie unică, mondială. Toate neamurile, spune aici, erau prezente, toate popoarele și toți trebuiau să se închine. Asta ne așteaptă și pe noi la finalul istoriei. Bătălia în Univers se dă pentru închinare. Pentru închinare. Și când te uiți peste mulțimea aceea, te șochezi. Trei tineri rămân în picioare. Trei tineri își păstrează identitatea. Trei tineri nu tolerează ceea ce spune împăratul. Și ei trebuie să treacă niște teste fenomenale. Cum le au rezistat ăștia trei? Că era, e, sunt sigur că între ceilalți că care, câteva mii care s-au aplicat pe genunchi erau și câteva mii de evrei, nu? Sunt absolut sigur. Poate era așa la a contat în cor, și ăla care venea la tineret, erau și aia. De ce nu s-au uitat la ceilalți care s-au plecat pe nu să zică, mai hai să ne plecăm și noi. Ce putem învăța de la cei trei tineri, iubiții mei? Unu. Învață într-o vreme ca și aceasta să trăiești sub presiune. Învață să trăiești sub presiune și asta vreau să mă ocup depresiunea presiunea mulțimii. Depresiunea clasei unde ești tu la liceu, depresiunea clase unde ești la facultate, depresiunea locului de muncă, depresiunea presiunea șefului. Există o presiune continuă. Este extrem de greu să fii în minoritate, de aceea foarte puțini tineri rezistă la presiune. Iosif a fost în minoritate. Daniel a fost în minoritate. Pavel a fost în minoritate când a rămas singur. 2 Timotei patru, cu 16. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Dar Pavel continuă și spune, însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit să să fie El. Pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile. Iubiți tineri, asta e provocarea generației voastre, să biruiți mulțimea. Să nu faceți ce fac toți ceilalți. În Marhu, capitolul 10, Biblia spune că Bartimeu, când a auzit că trece Iisus pe acolo, a început să strige, Iisus fiul lui David, ai milă de mine. Imediat spune așa, mulți îl certau să tacă. Dar el ce făcea? Și mai tare striga. Iubiții mei, și astăzi glasul mulțimii este în mintea voastră și este în mintea noastră. Ce o să zică colegul de banc? Ce o să zică clasă? Cum o să fac față cu mulțimea? Un lucru foarte important pe care vreau să vă spun este că mulțimea nu are ceva cu voi. Mulțimea are ceva cu ea. Mi-a trebuit și mie și soției mele cel puțin 10 ani de căsătorie să înțelegem lucrul acesta. Eu personal am pățit predică la care cineva a ieșit în față și s-o predea Domnului și altul a plecat afară și m-a înjurat. Și m-am culcat stresat în seara aceea. Și nu a fost singura seară. Doamne, cu ce am greșit că ăla mă înjură și ăsta se predă? Și au zis, Doamne, uite-te numai Matei 13. Unde e problema? La sămânță sau la pământ? Sământul a fost la fel, pământul a fost diferit. Am să vă spun asta ceva și aș vrea să-l luați aminte. Duhul Sfânt din tine deranjează demonii din ei. Problema este că atunci când, când vedem deranjul care, care se provoacă în jurul nostru, imediat venim la toleranță. Băi, ce, ar trebui să o las totuși mai moale, să nu fac eu pe cel mai sfânt în clasă, nu? Ar trebui, auz, să nu mai tot vorbesc de Iisus, mai duc, mai, să nu mai duc biblia la biserică, la școală, să mă duc mai la biserică, unii nici la biserică nu duc, să mai merg cu ok el la școală. Iubiții mei, mergeam într-o zi cu soția la primărie să ne facem actele pentru al treilea copil și ne-a întrebat aia câți copii aveți. Zic, acum e al treilea. Al treilea. M-am uitat, am crezut că vin cu el în de pe Marte, cu SpaceX-ul. Am crezut că e Halloween. Nu știu, ce s-a speriat în halul asta. De atunci nu mai eu mă duc la să fac dosarul, asta e clar, prima concluzie. Dar știți ce m-am gândit în al doilea rând? Femeia aceea n avea ceva cu nevastă mea. Femeia aceea avea ceva cu ea. Copiii nenăscuți din ea strigau. Numai că e mai ușor să te omor pe tine cum a făcut Cain. Cu vorba, nu cu altceva. Ca să-mi liniștesc conștiința decât să mă transform și să mă pocăiesc pe mine și să fiu ca tine. Aș vrea astăzi să înțelegeți, iubiții mei, că presiunea mulțimii nu e ușoară. Dar ori de câte ori mulțimea vă bajocorește că mereți la biserică, că umblați decent, că vă rugați pentru masă, Că pleci cap acolo în bancă și spui o rugăciune înainte să mănânci sandwichul ăla. Că ești la KFC și acolo pe scaun pui capul jos și spui o rugăciune. Întotdeauna când deranjezi pe cineva să nu uiți că omul ăla nu are ceva cu tine, omul ăla are ceva cu el. Mulțimea undeva în interiorul ei știe că nu merge bine. De aceea, în loc să se pocăiască, va căuta să scape de oamenii care transmit mesajul acesta. Richard Wurband a participat la Congresul Comunist care a avut loc în 1945 când în țară, în România, au preluat comuniștii puterea. La congresul acela erau prezenți preoți, pastori și mulți lideri din România. Au fost strânși ca să fie convertiți la marxism, la ateism, la comunism, pentru că dacă convertești liderii, convertești masele foarte ușor s-au ridicat rând pe rând lideri ai României care știau, dacă nu vorbim cum trebuie, ne pierdem tot. Și au vorbit împotriva lui Dumnezeu și pentru marxism, pentru ateism, pentru comunism. În sală era Richard Vurban și Sabina. Sabina s-a uitat la Richard și a zis, scoală-te în picioare și șterge scuipatul de pe obrazul lui Hristos. Am emoții când vă spun lucrurile astea, pentru că dacă eu eram acolo, oare ce făceam? Sau tu dacă erai acolo? Richard s-a uitat la ea și a zis, dacă mă scoală în picioare, s-ar putea să nu mai ai soț. Și Sabina a continuat să zică, prefer să am un erou în închisoare decât un laș acasă lângă mine. S-au ridicat muntele de om, că era înalt. S-au ridicat vorbran și comuniștii zâmbiau, credeau că mai vine unul care să vorbească pentru ei. Și vorba în plen a vorbit împotriva acestor nenorociri care au cuprins atunci România și alte țări. S-a făcut forfot în sală, le-au stricat vorba în planul. Trei ani au mai durat, până ce vorbea într-o zi când mergea spre biserica lui din București, a fost arestat, s-a oprit o mașină neagră, au ieșit patru oameni, l-au luat, l-au băgat în mașină, și în următorii 14 ani, o singură dată a ieșit și a fost închis din nou. Trăim o vreme când mulțimea ne presează. Și învățăturile astea diabolice pătrund în școli. Și o să vă dau un exemplu. Căsătoria între persoane de același sex în 1996. Abia un sfert din publicul Statelor Unite a susținut legalizarea unor astfel de Uniuni. Cum vi se pare un sfert? 1996, hai să vedem mai departe. 2011, 50%. Acum, fiți atenți că vine uraganul. 2015, cu o lună înainte de decizia Curții Supreme, suportul a ajuns la 60%. Cum vi se pare asta? 2022, 71%. Din 1996 până în 2022, sunt doar câțiva ani. Și s-a ajuns de la 27% la 71%. Știți de ce? Să tolerăm. Să închidem ochii. Pentru că în fața noastră stă chipul lui ne Nețar și trebuie să ne închinăm. Ca să nu ne pierdem jobul, să nu ne pierdem alte lucruri. Iubiți tineri, dacă decideți să nu acceptați cele mai recente puncte de discuție LGBTQ+, la locul de muncă sau la școală veți fi defăimați, marginalizați și demonizați. Veți fi excluși, bajocoriți și chiar defăimați. Veți fi catalogați ca un bigot, un urător, un nazist, până la punctul de a pierde promoții, locuri de muncă, burse și reputație. Cine vrea asta? Să piardă asta? Nu mai bine să te conformezi. Cel puțin mai bine să taci, ar spune unii. Asta este cu siguranță ceea ce firea vrea să facă. Totuși când facem asta, compromițându-ne convingerile de dragul confortului, ne, compromit, ne, compromitem chiar sufletele. Atunci când un râu curge, să nu uitați că doar peștii care merg contra curentului ajung la izvor. În viață va trebui, dacă ești pocăit și creștin cu adevărat, să-ți asumi niște lucruri și să mergi contra curentului mulțimii. Cei trei tineri au avut de ales între a plăcea lumii și a plăcea lui Dumnezeu. Ce ai fi ales? Spune Pavel în Galateni 1,10 cu 10, caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu. Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Fruntașii, Ioan 12 cu 42, totuși chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Și în Ioan 12 cu 43 ne spune secretul că ce-au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, ce e mai confortabil, să te respingă oamenii acum sau să te respingă Dumnezeu la final? Am o întrebare în acest slide pentru dumneavoastră. Este ceea ce crede alții mai important pentru tine decât ceea ce spune Dumnezeu? Aici e presiunea mare. Și-a drag Meșac și Abednego ar fi putut spune, mă închim pe din afară, dar mă ridic înăuntru. Mă, stau jos pe genunchi, așa mi s-a spus, să mă închin. Dar auză, în inima mea eu sunt în picioare. Să spune că un tată, eu tot spus la pruncul lui să stea jos undeva într-un spațiu anume. Și copilul până la urmă, sub niște amenințări, o sta jos. Dar au zis, dat, eu în inimă tot în picioare, să știi. Eu în mintea mea tot în picioare. Așa puteau să zică și eu ăștia. Dacă unii din bisericile de astăzi ar fi fost în Valea Dura în acea zi, ar fi spus așa, nu putem lupta împotriva sistemului. Am putea la fel de bine să mergem împreună. La urma urmei Dumnezeu știe cum ne simțim cu adevărat. Nu vrem să-L înjignim pe nebugat nețar pentru că ne-am dorit să-L câștigăm la credința noastră. Nu-i vom fi de niciun folos lui Dumnezeu dacă suntem morți în cuptorul de foc. Așa că haide să mergem înainte și să ne închinăm. Doar de această dată. Acest lucru pe care vi l-am citit se întâmplă în fiecare zi cu mii de creștini din Austria, din România și de pe tot globul. Și pentru că se închină, se închină, tac, merg cu mulțimea, își pierd relevanța și identitatea. Iubiții mei, în zilele care le trăim, compromisul a luat locul convingerii în vocabularul multor urmașii lui Hristos. De fapt, însuși cuvântul convingere pare a fi un cuvânt pierdut în vocabularul creștin. Și acum veți spune, hai de ce nu înțeleg eu, de ce le-ai pus pe de ne bugat în țară așa în fața noastră? Că noi nu avem idole astăzi. Care sunt idolii la care te închinează și pe care îi tolerezi în viața ta? Idolul plăcerilor sexuale? Idolul drogurilor? Idolul pariurilor, cumva? idolul modei, idolul imaginii, idolul sportului, cumva. M-a băiatul meu, Ianis, are 8 ani și a zis, zile trecute, tati, eu sunt iam cu Mbappé. Nu știu ce am avut în mână, dar era să scap jos ce-am avut în mână. Am zis, ce ai zis? O să dacă studiez bine, îmi zice, toți suntem neamuri până la al șaptelea. Toți suntem, zice, de la Adam la Eva, toți suntem. Mă, dar de ce n-ai zis că -și neam cu Estera? Sau cu David? De ce cu Mbappé? Să nu credeți că am ceva cu fotbalul, că și eu joc fotbal cu prunci mei acasă. Tot mai greu joc, la 37 de ani deja, tot mai greu. Stau și în poartă și pe terenă. -s. Dar nu o să-l dau pe pruncul meu să facă sport de performanță niciodată. Pentru că în fiecare duminică ar trebui să fie la cantonament, în loc să fie în biserică. Multe familii de bisericile noastre fac lucrul ăsta. Știu că nu mă suportă când le spun asta, dar vă rog să nu, vă, să nu ne căutați pe noi păstori când o să vă fie prunci în lume, că voi ați băgat în idolie ăștia. Folosesc haine, mă îmbrac, dar nu mor după modă. Alerg pe lângă casă. Dar mă feresc să mă duc la fitness. Să o văd pe aia în colanță acolo și apoi să vă predic mâine nevoie. Feriți-vă și voi. Amen. Ai grijă. Că o să spui, bă, eu nu mai am treabă cu ce-o făcut aia. Bă, da, ai treabă în fiecare zi. Vrei să faci sale? Contactează-ne. 18 case avem în construcție la Miros de Cer acum. 18 case. Avem de descărcat tirul întreg de bolțare. La 12 jumate noapte, frate Strugariu împreună cu vreo 15 voluntari de la Miros de Cer, acum patru zile, descărcau un tir de cartofi la 12 jumate noapte. Când alții erau deja la omilia video pe TikTok, pe ziua respectivă. Avem treabă, facem și mușchi și răsplată în cer. Înțelegeți? Atenție! Învață să trăiești sub presiune, învață să spui nu. Învață să te împotrivești mulțimii. O dat un tată un mesaj și a zis, frate, că eu sunt fericit. O plecat băiatul meu cu toată clasa la București, în excursie cu școala. Și a zis, școala, hai să mergem la mol să vedem un film. Nici nu știu la ce, la ce, film să te uiți astăzi, că tăi cu, cu tentă sexuală. Știți cum o reușit nenorociță ăștia să se să facă, să-i acceptăm pe ăștia cu agenda nouă? O băgat în rolul alea lacrimogene, în, pe ăștia cu cu LGBT. Poate mă închide canalul youtube după asta. Nici o problemă. Da? Așa au băgat. Așa au făcut. Și îmi un tată Cristi, toată clasa a vrut să meargă la film. Și băiatul meu a zis, eu nu mă duc la film la mall, că n-am ce să învăț la film la mall. Toată clasa a zis, nu mai merem nici nu, dacă nu merg pocăitul. Extraordinar, mă, să mai auzi așa, așa mărturii. Trei tineri o schimbare, legea unui imperiu. Ce tu poți să schimbi o clasă? Amin? Doi. Învață în al doilea rând să trăiești cu principii. Să trăiești cu principii. Nu doar cu presiune, ci și cu principii. Și-a meșac și-a Benegu aveau așadar trei opțiuni. Unu. Ne plecăm să ne închinăm că altfel ne pierdem poziția. Doi. Ne vom pleca fizic, dar înăuntru stăm în picioare. Trei, să facă ce-or făcut. Vom rămâne în picioare pentru Dumnezeu, chiar dacă asta înseamnă că va trebui să îndurăm cuptorul. Și exact lucrul ăsta s-a întâmplat. L-a spus împăratul, care e Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Iubiți-mi tineri, trebuie să aveți principiile voastre. Atunci când Duhul Sfânt vine în viața cuiva, atunci când nașterea din nou se întâmplă, ea vine și cu principii. O fată o mers împreună cu un grup să viziteze o mină de cărbune. Mina era oprită, era folosită ca și un muzeu pentru cei care vreau să vadă condițiile în care au lucrat înaintașii lor. Bunicul meu, de exemplu, a 30 și ceva de ani în mine, la ora 4 dimineața a plecat la lucru. Și fata asta din tot grupul s o trezit de asta să îmbrace în alb. O vreau să fie mai special. Acum colegii s-au uitat la ea un pic, știți, uh, toleranță, să nu jignești, să nu judeci, că asta se spune, să nu judeci. Mă zis cineva ieri într-un comentariu pe Facebook, o zi, domnul pastor, dar de ce ne judecați pe noi? Zic exact în comentariu tău, mă judești pe mine acum. Știi? Ce se zice la fata asta, că e îmbrăcată în alb? unul mai îndrăznește, o zice, mă, dar tu vii îmbrăcată în alb în mine? Și fata iritată s-a uitat la bătrânul miner care era ghidul lor. Și o zis, domnule, n-am voie să mă duc îmbrăcat în alb în mine? Cine mă poate opri? Și o zis, bătrânul miner, nu te poate opri nimeni. Tu poți să intri alb în mine, dar nu mai ești albă de acolo. Ai e problema. Deci tu ca pocăit poți să mergi în discotecă, dar nu mai, nu mai vii alb de acolo. Ai e problema. Poți să te uiți la filme, la mizeri, la orice. Cu haină, haina de la botez poți să minți, să fure. Dacă te întorci înapoi, nu mai ești alb. Să nu uiți asta. Atunci trebuie să am principii. Auzi principiul, de ce nu fumează? Mă doare plămânul, zice. Mă doare plămânul. Să te păzească Domnul și doare plămânul. De ce nu bei? De ce nu bei? Mă doare ficatul, zice. Ești pocăit, așa -i? Nu, zice, părinții îți pocăi. Eu nu. încă îs liber cu cetător. Eu cuget. Și de ce spunem asta? Că ne e rușine să, să ne arătăm ce principii aveam. Iubiții mei, hai să vă pun o întrebare serioasă. Am fost în Londra și m-am m, -am, m -am speriat. Trecerile de pietoni deja au semn de la Pride. Și la voi. Da? Deci, lor nu le rușine să facă mizerile astea. Dar mie mi-e rușine să zic, mă, eu sunt Eu tot mai mult îl întâlnesc pocăi sub acoperire. Nu știu dacă știți înseamnă asta. Ca polițiști în civil. Îi zici pace. Pa! Ce pace? Zice. Pa! Îmi descoperi cumva că e pocăit. Zice. Mă descoperi, te -ai, ai venit tu să mă faci de râs, să mă știe tatăl mea că e pocăit. Dar de ce ne rușine de identitatea noastră? Și de ce? Nu mai avem principii. Nu mai avem principii. Comandă toți la masă, bere, tu bere fără alcool. Dar fi rușine să iei cola sau, știi? Sau apă, știi? Cumva nici să nu fi la polul opus. Iubiții mei, vă reamintesc ce spuneam azi dimineață. Principiile tale vor determina deciziile tale. Ești ghidat de presiunea exterioară sau de principii interioare? Și acum, fiți atenți. Trăim într-o vreme când avem multe opinii și puține convingeri, multe păreri și puține principii. Iubiții mei, Haideți să subliniez ceva în această seară. Opinia se bazează pe ceea ce gândim. Convingerea se bazează pe ceea ce spune Dumnezeu. Cele mai multe bilete care vin la conferință de tinere sunt așa. Frate Cristi, ce părere ai despre? Vreți să vă spun ceva? Părerea lui Cristi Buhariu chiar nu contează. Contează ce spune Biblia. Aceleași întrebări la aceleași conferințe de tinere. Știți de ce? Că poate găsim pe unul care să-și dea cu părerea după cum vrem noi. Atunci iau părerea lui la o mai amestec cu părerea lui ăla și poate meste ceva, o pocăință mai ieftină. Nu, nu, nu. Părerea lui Cristi Boreu chiar nu contează. Ceea ce contează este convingerea Bibliei. Ce spune Dumnezeu despre acel lucru. Vine această presiune. Odată cu mulțimea vine presiunea fricii și ea ne apare în cale. Dacă suntem controlați de cuvântul lui Dumnezeu, vom răspunde cu curaj. Dacă suntem controlați de lume și de prietenia ei, atunci vom răspunde cu lașitate. De aceea țin foarte mult, iubiți tineri, să citim Biblia. Nu faceți din Biblie ceva opțional. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască cum? Din berșog în voi. Poate vă supărați pe mine, nu cred că un băiat citește sau o fată Biblia în fiecare zi și nu vine cu ea la biserică. Păi am telefonul și acum cu mine. De ce? Că îl folosească în fiecare zi. Îl duc păstătat. Și Biblia nici la biserică nu pot să o duc. Aici îți formezi convingerile. Că datul cu părerea e sportul preferat al românului. Toți își dau cu părerea. Numai că nu contează părerea mea. Contează ce spune Dumnezeu. Și nu o să poți să stai în fața mulțimii cu curaj decât dacă ai la bază fundamentul Bibliei. Pentru că Biblia spune Iisus Hristos, cerul și pământul vor trece. Cuvintele mele nu vor trece. Ascultați curaj la cei, la cei trei tineri. Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și auziți, și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Vă rog să fiți atenți, când cei trei au spus cuvintele astea, erau un ei pierdeau nu doar salariu, nu doar funcția, nu doar poziția, erau la un pas să-și piardă viața. Avem poate frică la serviciu, nu să mai fiu promovat sau mai rău, s-ar putea să fiu dat afară. Există frică în dragoste, nu ați observat. Frica că nu se va căsători cu tine și de aceea accept să trăiți împreună. Îmi spunea o fată de Cristi, m-a spus că mă iubește. M-a spus că oricum ne căsătorim, putem să trăim împreună. Da, vă căsătoriți, dar nu oricum. Trebuie să ai principii. Da? O să mai vorbim luni seara despre asta, mai în detaliu. Frica în comunitate, biserică. Dacă îi spun adevărul, se va îndepărta de mine. Ce vor spune frații dacă îl trag de mânecă? Din nou, ce spune Dumnezeu dacă nu îl tragi de mânecă? Că Biblia spune, vegheați unii asupra altora. Puneți principiile, iubiți tineri, înaintea sentimentelor. Principiile înaintea sentimentelor. Samson nu s-a uitat dacă la cântă la orchestră, la cor. Poate că o fi întrebat părinții, cântă? La foarfecă cântă. Știți? Frizeriță. Un tuns în deva undeva la 10 euro, nu știu cât e aici. O plătit sărmanul Samson cu ochii. Auzi a spus către taică, să o iau că ce îmi, place. I have a special feeling, zice. Simt ceva, zice, nu, nu știu. Ceva extraordinar, zice, zice, ceva. Asta, o să ceva. Ați auzit expresia asta, mă pierd în ochii tăi. Nu știu dacă, în română e, nu știu dacă e și în germană aici. O să vezi când iei mopul și mă după căsătorie cum te regăsești. Imediat te regăsești, nu te mai pierzi în ochii nimănui. Când trebuie să schimbi copilul de pampers, nu te mai pierzi în ochi. O să vezi. Și o să mai vorbim în seara. Dragostea nu-i doar fluturi în stomac, iubiții mei. Dar nu vă îndrăgostiți. Am văzut fete, s-au uitat un băiat odată la, ea, la un program, am mers acasă, mamei mă mărit, zice. Mă mărit. Save the date. Da? Mă mărit. Gata a fost. Iubite fete, poate să vă reamintești și luni seara, dacă mai veniți, că poate vă sperea mesajul ăsta. O cetate cu valori se cucerește greu. O cetate ieftină are toate porțile deschise și o cucerești cu un SMS. Știu că sunt direct. Prefer să fiu direct și să vindec decât să spun că ia un local min și să mor de cancer. Fii o fată cu valori, fii o fată cu principii, fii un băiat cu principii. Nu? Am fost la, am fost la piață și am vrut să iau niște roșii anul ăsta și am pus mâna pe niște roșii. Și, și mă zis? Aia, dacă ai pus mâna, cu mai ale? spune ca fată la băiat, nu pune mâna pe mine, că nu-s roșie. Spune-i în față. Iubite fete, nu lăsați pe un băiat să... Dar ce ești? Dalila ești? O fată de pe stradă? Ea a insist pe principii. că vezi pe unul cu... Nu dau nume de mașini? <laughs> Mami, m-am îndrăgostit, zice. De ce? De seria X sau de ce te-ai Păi mâine dacă își pierde locul de muncă și nu mai are cu ce plăti leasing ce faci? Te dezdrăgostești? Fiți oameni cu principii, iubiții mei. Fiz oameni cu valori. Pentru a avem plăne cu toleranța, cu valul, cu mulțimea. Că ni rușine, parcă nu mai avem. Putere să spunem nu când trebuie să spunem nu, să spunem da când trebuie să spunem da. Spunea un băiat din Spania, 10 ani am fost plecat în Spania. Fără păstor, fără cor, fără fanfară, fără comite, fără nimeni. Și acolo în Spania, în unele adunări, îmi spunea unele fete de seara la 10, nu vii să bei o cafea la mine acasă? Frate Cristi, mi-a fost greu să spun nu. Dar totdeauna m-am gândit la binecuvântarea care pot să o pierz. Să... Și nu mă vedea nimeni. Dar știi ce m-a spus băiatul ăsta? Taică-mi-o la patru noapte, a poezii de la Duhul Sfânt. Și mai că mi cu batică în față, așa cum o știu de ea, merea pe câmp și să pea porumb în N-am putut cu o cafea, că nu a fost vorba de cafea, să le fac praf toată marturia lor. Și am spus nu 10 ani de zile. Și-a fost presiune. Că ea care au spus da, s-au căsătorit, bine, că o parte nu mai e s-a căsătorit, asta e altceva. Dar nu m-a fost ușor, zece. Și m-a sunat într-o zi, frate, că este, nu vrei să ne rugăm împreună, zice, să ne rugăm că m-aș căsători. Au trecut totul 10 ani de cât o spun nu, ne căsătorim. Să aș vrea să Dumnezeu să rânduiască pă și pentru mine o fată. Mi-a zis, mă, eu mă rog, dar să de date, zic. Dacă ne pune la rugăciune, să știi că se întâmplă ceva. M-a sunat după trei de mâini, frate, că în august, ești liber? Slăviți să fie Domnul. Vă rog să nu mă sunați, deci nu pentru asta am spus mărturie, da? Eu știu că nu pentru rugăciunea mea Dumnezeu intervine, ci pentru faptul că s-a păstrat el curat. Și i-a dat domnul o fată, care la fel a fost plecat afară și au zis nu la cafelele de la ora 10 de la băieți acasă. Fii un om cu principii. Care sunt principiile tale? Știu că presiunea e mare, transgender. Oare sunt convins cu adevărat că am fost creat de Dumnezeu și că El a ales să fiu femeie sau bărbat? Ați auzit de Reddit? 35.000 de, de tineri pe Reddit au un grup în care se plâng de prostia pe care au făcut-o devenind trans. Operații irreversibile. Și acum fiți atenți că mă duc la ultimul punct imediat, dar mai spun ceva. Transgender e o problemă de minte care nu poate fi rezolvată cu operații la trup. Atenție! Atenție! Acum, a, auzim expresia asta. Liber în Hristos. Da? Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu voi fi stăpânit de nimic, spune noua traducere românească. Și mai este ceva ce am uitat să pun aici. Toate îmi sunt îngăduite, îi cu ghilimele. Toate îmi sunt îngăduite, a doua oară, îi din nou cu ghilimele. Scrierele antice n-aveau ghilimele cum le avem noi ca să sublinieze cetatele. Și atunci Pavel o zis de fapt, asta vreau să zică Pavel, Corintelnor, știu că, știu că voi iubi sloganul ăsta, pot să fac ce vreau, toate îmi sunt îngăduite. Și Pavel ia sloganul și vine cu replica, nu toate sunt de folos. Toate sunt îngăduite, spuneau corintianii. Dar nu voi fi stăpânit de nimic, spune Pavel. Iubiții mei, liber în Hristos este scuza folosită de unii tineri din biserici că pot face ce vor. Hai să vedem ce înseamnă liber în Hristos. Liber în Hristos înseamnă că ești liber de vicile și păcatele din trecut, nu că ești liber să trăiești cum vrei. Amen. Diferență colosală. Roman 6 cu 13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale înlegiuirii, ci dați-vă pe voi înșiși lui Dumnezeu, ca vii din morți cum mirați. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Auziți continuarea, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Haide acum să-mi pui rog, câteva versete ca să vedem exact toleranță versus îngăduință. Pune-te rog în Petru 4 cu Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragoste acoperă o sumedenie de păcate. Iubiții mei, aici este vorba despre îngăduință pentru păcatul ca și greșeală, nu pentru păcatul ca mod de viață. Cu alte cuvinte, Petru spune aici, îngăduiți-vă și f... nu faceți și voi același greșeli, ci îngăduiți-vă cu dragoste fierbinte ca să motivați pe acea persoană să iasă din acele stări. Cineva a zis, dacă mă iubești, nu mă judeci. Ascultă-mă, dragostea nu înseamnă că sunt de acord cu ceea ce faci, și că fac tot ce pot cu iubire jertfitoare ca să te ajut să ieși de acolo. Tocmai pentru că te iubesc, nu sunt de acord cu tine. Acolo se cu Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pe cine să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Din nou, îngăduință pentru păcatul ca și greșeală, nu pentru păcatul ca și mod de viață. Hai să ne uităm acum la 1 Corinteni 5 cu 1. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgân nu se pomenească. Până acolo că unul din voi trăiește cu nevastă tatălui său. Și voi v-ați nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru că cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Ce spune Pavel aici? Îngăduiviți-i unii pe alții? Aici nu mai e vorba de păcat ca și greșeală, aici e vorba de păcat ca și mod de viață. Și-o zis Pavel, puneți-l în ghips. Acum mai vreau să vă întreb dacă îți rup mâna și nu o pui în ghips și o folosești mai departe. Știi că trăiești în concubinaj, dar lasă cânte la chitară. Că frate Cristi al cântăresc navia sau la orgă sau la predică. Ascultă-mă, tu îi faci rău omului ăla. Dacă eu m-am fracturat mâna și o folosesc la betonieră și mai departe și la roabă și la sac de ciment, eu o fac praf, se infectează, oasele dinăuntru se fac praf. Și într-o zi mâna mea trebuie amputată. Pavel vine și spune aici, opriți-l pe omul acela. Opriți-l de la cine, opriți-l de la slujire, puneți-l în gips. Puneți-l la disciplină. Și acum vreau să vă spun cu dragoste, dacă te-o cineva la disciplină, înseamnă că îți vrea binele și vindecare. Aici nu mai zis îngăduiți-l, pentru că cartoful stricat strică tot sac, sacul și mărul stricat strică tot coșul de mere. Da? Și încă ceva, atenție, au fost tineri care au trăit în păcate și au venit plângând la păstor și s-au mărturisit. Aia e un caz. Dar aici au zis Pavel, ăsta trăiește între voi și nu s-au pocăit în veci și nu au venit plângând. Aici l-ați descoperit voi. E cu totul altceva, iubiți tineri. Cu totul altceva. Da? Întâi Corinteni 5 cu 11, v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că zice, frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau bețiv sau răpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Pavel spune clar, nu tolerați astfel de stări. Acum, adevărat, voi nu sunteți păstori acestei biserici, sunt aici câțiva dintre ei, dar tu ca și tânăr, dacă stai și glumești la masă cu ăla care face lucrurile astea într-o zi, ascultă-mă, o să le faci și tu. Frate Cristă, da, Iisus, nu o sta la masă cu voi și și păcătoșii. O sta la masă să-i salveze, nu să fie ca ei. Iisus nu râs la glumele fariseilor, ci s-a uitat la ei și au zis morminte văruite. Atenție! Atenție foarte mare, da? Hai să ne uităm la un verset foarte important. Poți să pui slide-ul, că l-am pus pe slide, Ioan 8 cu 11. Înainte citesc și Ioan 8 cu 10. Femeie, unde sunt și Nimeni nu te-a osândit. Și i-a spune, nimeni, Doamne, și ascultați ce spune Iisus, nici eu nu te osândesc. Propoziția asta, nici eu nu te osândesc, e luată astăzi de mulți tineri creștini și folosită ca și motiv să arate că Iisus a fost tolerant. Iubiții mei, urmează și cealaltă parte pe care oamenii nu vor să audă. du și să nu mai păcătuiești. Vreau să fiți atenți acum. Iertarea lui Isus e una și transformarea lui Isus e continuare. Nu vă opriți numai la iertare. Auzi, mă ierta Domnul, mâine încep de la zero. Că cea mai mare parte dintre România asta fac. Mă las povedanie, țin posturile și când s-o termina cu ultima zi de post, te păzească Dumnezeu. O întrebat cineva ce să nu mâncăm în post, părinte. Să nu vă mai mâncați unii pe alții. Știți? Yes. Mai fiți canibali spirituale. Asta fac românii. Domnul mă iartă și apoi mă duc înapoi. Iubiți tinerii. Iisus te iartă, dar vrea să te și schimbe. Doctorul spune boala pe care o ai, dar îți oferă și tratamentul necesar. Doctorul nu doar constată boala. Doctorul nu spune să nu mai ieși afară de zblăcați sărăciești. Nu, doctorul vine și cu medicamente ca să schimbe starea aia în care ești. Că ajungi de la o simplă răceală să faci neomonie la plămân și apoi ajungi la ceva mai grav. Cea mai mare dovadă că Dumnezeu te-a de păcatul de ieri. Știți care este? Că azi nu-l mai faci. Cea mai mare dovadă e asta. Se predică mult despre iertare, dar să nu uităm să predicăm și despre sfințire. Auziți, trei stări trebuie să fie. Iertare, sfințire, slujire. Iertare, sfințire, slujire. Da? Într-o zi, unul din copiii mei a luat o furculiță din, de la noi din bucătărie, o dus afară la nisip să o juca cu ea. Furculiță bună. Și soția, când, sau eu, când am descoperit, am luat furculița, am dus-o înapoi în casă, însă înainte să o pun în sertar, am spălat-o. Și apoi am pus-o în sertar. Nu o spăl și o dau înapoi la prunc să se joace mai departe. Știți ce spun? Pentru aia, 1 Corinteni 6 cu 11 spune Așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Isus Hristos. Erați. Întotdeauna păcatul ca și mod de viață trebuie să fie ceva la trecut. Îmi scria un bărbat zile trecute un comentariu la Facebook Hai domnul pastor, lasă-ne în pace și cu prevederile astea, dar toți suntem păcătoși. Zic da, toți suntem păcătoși, numai cum nu suntem păcătoși, iertați și transformați. Una e să mă duc pe trotuar și să mă stropească o mașină și alta e să mă duc în șanț. E diferență colosală. Colosală. Trei. În ultimul rând vreau să mai învățăm ceva de la cei trei tineri. Să învățăm să trăim cu promisiunile Domnului. Amin? Iată promisiunea lui Dumnezeu. Dacă rămâneți în picioare pentru mine în Valea Dura, eu voi fi cu voi în cuptor. Iubiții mei, aș vrea să subliniez ceva foarte important, că o să zic cineva, știți ce nu eu la voi pocăiți, și voi aveți cancer ca noi, diabet ca noi, falimente ca noi, prunș care vă fac, vă toacă nervii ca și noi? Și voi aveți necazuri. Și am zis, da. Numai că noi avem cancer cu Isus în cancer. Avem spital și Isus e lângă noi în spital. Avem șef care poate ne înjură, avem prunc poate care detrântește ușa, dacă când mă plec pe genunchi, am cu să spun problema asta. Iubiții mei, vreau astăzi să înțelegem ceva foarte important. Nu scăpăm de boli, eșec, falimente, concedieri, dar trecem cu Dumnezeu prin ele. Pe unii Dumnezeu îi scapă prin eliberarea din închisoare, ca și pe Petru. Pe alții, prin moarte, îi scapă ca pe Iacov. Pe unii Dumnezeu îi scapă din foc ca pe cei trei tineri. Și pe alții, notați, Abel, Nabot, îi scapă de lumea asta printr-o moarte glorioasă. Pe unii Dumnezeu îi scapă ca pe Daniel din groapa cu lei, pe alții evrei 11 cu 36. Alții au suferit barjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestreul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu joace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Pe alții nu-i scapă. E Dumnezeu și face ce vrea. Nu pot să-i spun ce să fac. Dar am o certitudine în seara aceasta. Că dacă stau în picioare în Valea Dură, în cuptor, el vine lângă mine și reglează temperatura. Am certitul din asta. De aceea vă rog, iubiți tineri, nu faceți cum fac foarte mulți oameni pe care îi întâlneasc. Domnul pastor, unde e Dumnezeu acum în boală? Acolo unde l-a lăsat când erai sănătos? Acolo Unde e Dumnezeu acum când e singur? Acolo unde l-a lăsat când erai în de mulțime. Ce când îți spunea, rămâi în picioare, nu-ți fie că ești pocăit. Arată principiile care le ai, vorbește de valorile tale. Acolo e Dumnezeu unde l-a lăsat. De ce am vrea pe Dumnezeu numai când ne merge greu? Și nu l-am vrea și când ne merge bine. Iubiți mai foarte mult să încredem în Domnul cât timp Dumnezeu îi scapă cum vor ei. Dar astăzi vreau să subliniez, credința celor trei nu se baza pe performanța lui Dumnezeu. Credința celor trei era bazată numai în Dumnezeu. Mulți bărbați și femei au credință atâta timp cât au bine binecuvântări sau sentimente sau mărturii, Însă credința lui Shadrach, Meșac și Abednego era în Dumnezeul cel viu. Nu în ceea ce puteau primi de la Dumnezeul cel viu. Că foarte mulți caută buzunarul lui Iisus. Dăm, dăm ca și Iacov. Dacă vii cu mine, dacă mă însorbine, dacă iau examenul, dacă trec cu de șoferi. Și dacă nu treci, ce faci? Te moți? Unde mergi? Uneori trebuie să spunem asta în fața dușmanului nostru, final moartea. Da, el este capabil să ne elibereze, dar dacă nu, tot nu ne vom închina. Uneori trebuie să spunem asta în fața bolii, el este capabil să ne vindece, dar dacă nu, uneori trebuie să spunem asta în fața eșecului, el este capabil să ne ajute, dar dacă nu, trebuie să o spunem în vremuri de frustrare sau de înfrângere. El este capabil să ne elibereze, dar dacă nu. Uneori când ne rugăm și aparent nu primim niciun răspuns, îi spunem din nou, El este capabil să ne ajute. Dar dacă nu, problema nu se pune niciodată în capacitatea lui Dumnezeu. El este capabil. Problema este în voia Lui eternă. Promisiunea de bază. Promisiunea de bază a Lui Dumnezeu nu este că mă va scăpa de orice încercare, ci că va fi cu mine în orice încercare. Amen? Am avut o soră la noi la Deva, în 2013, când eu m-am mutat din Arad, Deva, la câteva luni diferență, sora asta a făcut cancer la colon. Văz de lucru în biserică. O femeie extraordinară. Zece ani de zile cu cancerul ăla, o venit la biserică așa cum o putut. De multe ori ne dă dat lecții, și mie și la alți frați, că ajungea înaintea noastră de multe ori. În ultimii ani tot mai greu venea, tot mai greu urca scările. Au avut și câteva intervenții chirurgicale la colon. M-am uitat la femeia asta. Odată n-am auzit un blestem, o înjurătură. Ce cu Dumnezeu ăsta? Am vorbit de câteva ori cu ea în, în ăștia 10 ani. Și ce mă zis, frate Cristi, nu-i cer Domnului să mă scape de cancer. Un singur lucru îmi doresc. Tot 10 prunși pe care i-am acasă se văd în apa botezului. Extraordinar. Și rând pe rând, fiecare au intrat în apă botezului. Anul acesta, în ianuarie, februarie, mai erau doi copii care nu erau botezați. Eu spus doamne, nu te voi lua acasă, până n-o să-ți vezi toți copiii în apa botezului. În februarie au venit Emima și Elisei. Au zis, frate Cristi, vrem să facem și noi botez”. am întâlnit cu sora Zamfira după aceea. Frate Cristi, ești bucuros. dar nu te doare cancerul probleme, o să se să zice. Eu știu că plec, zice, dar știu un lucru, că Dumnezeu care a fost cu mine va fi și cu pruncii mei. Au ajuns pe, morfizna, met pe morfina. metastază și morfină au ajuns când noi am programat botezul. Nu au putut să vină, să o uitat la pe internet. Simțeam parcă din sală bucurie La trei săptămâni după botez, închis ochii și au plecat. Iertați-mă că vă întreb: Cum o să stai lângă o femeie ca și asta, cum o să stau eu, care sănătos și nu vin, poate, mas la rugăciune? Că mă doare mă sau. Că mă supăra nu știu care de la cor, că nu m-a spus pace, în piață, că m-a văzut sau nu, nu m-a salutat. Tot felul de motive proste ăștia avem. Cum o să stăm lângă oamenii ăștia? O vedeam cum urcă scările cu cârja. S-a abținea să nu urle de durere. În ultimele săptămâni, tot la 5 minute, cineva o întorcea după față pe alta. Știți? Unii mor în credință și în alții moare credință. Aici e problema. Cum o să stăm lângă fata care a compus cântarea așa cum sunt la tine vin, putere n-am tu fii sprijin. 50 de ani invalid de păpat. Cum o să stăm lângă fanii Crosby? La șase săptămâni doctorul dă la părinți ceva soluție pentru ochi, că avea probleme, avea ceva la ochi și soluția aia o orbește pentru 95 de ani după aceea. Toată viața. Și femeia asta vizitează închisori, biserici, compune cântări. La una din închisori, când, o, când și au spus mărturia ei, că deși e ar umblă cu Dumnezeu, că primește cântări prin Duhul Sfânt, o sărit un deținut în picioare și o strigat, nu pleca de la mine, Iisus. O luat expresia deținutului Fanny Crosby și o scris cântarea, nu pleci de la mine, Iisus, strigă inima spre alții, verși milă de sus, Fam și mie așa. O mori la 95 de ani. s au căsătorit. dați o, o, femeie, oarbă să se căsătorească. O răscut un copil care Dumnezeu i a luat la câteva săptămâni. Vă dau aici exemplu de oameni, iubiții mei, care dacă nu s-ar fi ținut de promisiunea lui Dumnezeu, ar fi falimentat. Să știți că Dumnezeu în istoria bisericii și-a pregătit niște mărturii că ne va închide gura la toți care am găsit fel și fel de scuze, că eu nu mă mai duc, că nu mai fac, că nu mă mai țin, că nu mă pocăiesc. Și alții au fost în cuptor, au fost prin foc, au trecut prin cancer, au trecut prin probleme și s-au uitat spre cer. Acolo ar trebui să ne uităm, să cunoaștem promisiunile Domnului. Pentru cei care nu tolerează păcatul, ci biruiesc păcatul. Vor mânca din mana ascunsă, vor stăpâni peste neamuri, vor fi un stâlp în templul lui Dumnezeu. Cel care va birui va sta pe scaunul de Domnia lui Dumnezeu. Ferite de cel ce rabde ispita, spunea Iacov, că după ce a fost găsit bun, va primi cu una vieții pe care Dumnezeu a făcut-o celor pe care le iubească. Da, e adevărat, Dumnezeu uneori răspătește aici. După aceea împăratul a înălțat pe Șadrag Meșac și Abednego la mare ce în ținutul Babilonului. În Vechiul Testament, de cele mai multe ori Dumnezeu o aici. În Noul Testament, de cele mai multe ori Dumnezeu a răspătește acolo. Ai răbdare asta? 2 Corinteni 4 cu 17, căci în noastre ușoare. Dar ce m-a M-a înjurat. În fiecare zi primesc între 80 și 100 de înjurături pe Facebook, TikTok, YouTube și Instagram. Și vreau să spun că doar mai bine ca și nici, când. N-am vorbit așa bine. Cam înțeles că oamenii n-au ceva cu mine. S-a îmbalat și Tobia nu au avut ceva cu Nemia, a avut ceva cu lucrarea lui Nemia. Nu cu Nemia. Da, e adevărat, suntem bajocorii, suntem făcuți cu ou și cu oțet. Slăviți să fie Domnul că e pe dar vine Pavel și ne spune, între noastre ușoare de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Matei 5,11 Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor bucărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă. Răsplata noastră nu e aici. Ne așteaptă cea mai mare prigoană din istoria Bisericii. Nu confundați mânia lui Dumnezeu asupra neamurilor. Vine mai întâi mânia neamurilor asupra Bisericii. Pregătiți-vă pentru prigoană. Dacă acum nu suporți o bajocură, o bârfă, cum o să suporți într-o zi lucrurile grele care vor veni? Bucurați-vă și veseliți-vă, răsplata voastră este mare în ceruri. O zis de Bonhoeffer ceva frumos. Dacă pot să mai afișez ultimul slide, te rog. Tăcerea în fața răului este un rău în sine. Vă așteaptă o nouă săptămână cu provocări. O nouă săptămână când mulțimea va încerca să vă capareze, să fiți ca și ei o nouă săptămână când va trebui să stai în picioare și ți se pare că e singur, dar nu e singur. Citeam despre George Vins, secretarul Uniunii Baptiste din Rusia. A fost condamnat la închisoare pentru credința lui. Înainte de ziua condamnării a avut loc ziua judecății finale în care urma să-i se dea verdictul. Întreaga biserică știa de ziua aceea. Și toți membrii s-au rugat pentru George, dar m-au făcut un gest fenomenal. Au vorbit între ei și fiecare a venit cu flori în mână. Pentru că pastorul lor trebuia să meargă la închisoare. Judecătorul s-a ridicat în picioare și a rostit trei ani de închisoare. Apoi urmat încă cinci ani de lagăr. Una din fetele lui au avut patru copii, o mosta, una din fetele lui era prezentă. Avea și ea o floare în mână. Spune istoria că s-a urcat pe un scaun, că era mic, că era sub 10 ani, fată. Și acolo, pe scaun, în picioare, cu floarea în mână, o zis, Tati, cu Hristos, ești liber în închisoare, iar libertatea fără El este închisoare. Ce încurajare fenomenală! Ce copii au crescut oamenii ăștia? A fost considerat unul dintre cei mai martirizați oameni din Rusia. Istoria e plină cu astfel de exemple. Și vi le-am spus astăzi ca să vă provoc. Să nu dați înapoi. Să nu spui lască, tac și. Fata din casa lui la banotăcut. O vorbit. Nu știți ce facem. Noi tăcem când ar trebui să vorbim și vorbim când ar trebui să tăcem. Nu. Ridică-te în picioare pentru Iisus de astăzi. Nu zic să mergi la colegii tăi să și să spui, bă, sunt pentecostal. Nu asta să faci. Nu asta. Dar acolo unde ești, când vezi că mulțimea merge într-o direcție, tu să spui, eu cred în creația din Geneza. Eu cred în Dumnezeu care a făcut lucrurile astea. Eu cred că sunt peste 150 de constante în fizică și în ceea ce există astăzi, gravitație și tot, 23 de grade, înclinație, axa Pământului. De ce nu-i 24 sau 22? Eu cred în tot ce a făcut Dumnezeu în universul ăsta și nu mi -e rușine. Și să închei cum închei eu de multe ori. Eu sunt un simplu copil. Tatăl meu ține în mână universul. Încheiem seara aceasta